De obicei, după emisiune, mă mai duc în redacție și acolo stau cocoșat la birou, la calculator, câteva ore. După aia mă duc în mașină. Câteva ore am... Cât stau? Câteva ore mănâncă gulașul și mazărea. Nu sunt de acord, colege. Deci o oră mănânc, într-adevăr. Asta e adevărat. După aia... După aia o oră bârfim și după aia 20 de minute fac treabă, dar sunt câteva ore cu totul. Stau, ne salută plecat... colegele de la HR, vezi că urmărim cu atenție programul tău din redacție. Stau, după aia mă urc în mașină, stau, plecat, uite așa stau. Însă astăzi au avut colegii act de cojocul meu, Cristian Drăghiceanu, care este osteopat, a venit să mă învețe cum să realiniez spatele, postura, chakrele, nu știu, Cristi, ajută-mă că sunt vai de mine. Salutare, normal salut. Că te voi ajuta. Bun. Ce presupune procedura asta de realiniere posturală? Realinierea posturală, din punct de vedere structural vom lucra astăzi, adică la nivelul coloanei, vom face acele manipulări, da, sau trosnituri ale coloanei. Bine, poți să faci și la gât așa? Da. Și gâtul? Asta mi-am promis că nu fac niciodată trosnitura la gât. Că dacă nu niciodată mă mai ridic, să nu zici niciodată. Ba, te vei ridica fără nicio problemă. Dragi telespectatori, vă rog, ajutați-mă cu ceva. Și lumea, ridică-te și trosnește. Nu, asta chiar nu vreau să... Am crezut că vii doar și că îmi faci gen masaj. Masajul e altceva, partea articulară, vorbim despre altceva. Voi ce aveți cu mine, colegele? Vă rog să închideți cu mine, vă rog frumos. Mulțumesc. Așa, bun. Care sunt obiceiurile astea proaste care ne aduc în stadiul în care sunt eu? Eu le știu, dar este spune și pentru oameni. Bineînțeles, primul lucru ar fi postura de pe timpul zilei. Foarte mult stat la birou, pe laptop sau pe telefon. Uite așa. Exact. Și aici. Exact, se stă foarte mult în unghiul acesta și automat se pune o presiune foarte mare asupra cervicalului și a întregii coloane. Da. Bineînțeles, ridicatul de greutăți necorespunzător cu o tehnică greșită. Stai așa un pic. Deci putem să trecem și asta ca un factor important. Deci vreau să-i ridic un scaun, da? M-am dus să iau un scaun. Și iau. Ce-am făcut greșit? Am făcut trebuie ceva greșit? Spatele ținut mult mai drept. Da. Da? Și se îndoaie automat apoi genunchii și ne aplecăm după ori așa, da? Forța se va duce mai mult în picioare. Da. Da? Sau într-o îndreptare sau deadlift, Romanian da. Deadlift din așa fitness. Da, exact. Și ridicăm. Acum ne adaptăm, bineînțeles, în funcție de mărimea obiectului și greutatea acestuia. Da? Sau din, deși pare foarte funny, din... cumpăna. Nu cred. Da, serios, dacă greutățile nu sunt foarte mari, am și zis, ne adaptăm, da? Din cumpăna ne putem apleca și ridica ceva având spatele drept. Eu tot trag de timp, sper că tu vezi, eu trag de timp am să observat nu mă asta. Masă, dar cred că nu mai am. Colegii spun că nu am voie să mai stau, așa că ce trebuie? Cum să mă... Te așez pe spate, te rog eu, cu fața în sus, cu capul către mine. Ideea este, înainte de a începe... pentru toată lumea, să stai drept pe masă. Am anunț când e, nu faci așa fără să... Fără problemă, nu te stresa. Ideea bună, e că mami. Tehnicile acestea nu se fac acasă, da. Deci trebuie făcute de către un specialist, nu și le face nimeni singur acasă, da? Deci nu e o joacă. Vrei să-mi dau cămașa jos? Să se vadă mai cămașa... bine osul aici? Coloana? Că mie mi se vede coloana prin tricou. Așa. Ideea este că înainte de a începe, bineînțeles, trebuie să fii relaxat și ideea este, pe lângă scolioza pe care o ai, trebuie să știi dacă ai și alte probleme medicale. Are, vrei să-ți... Are, dacă îți dăm lista, fie nu putem să o trimitem pe WhatsApp, că nu încape, trebuie să-ți dăm un Dropbox. Zice partea corpului, vrei că peste tot am ceva. Deci a fost la dentist, am aici cu gura, mai, după aceea mai jos, dacă e să mergem în zona între picioare și trunchi, inghinal așa, ca să am mai fost la proctolog de curând și... Nu, astea nu mă influențează cu absolut nimic, să nu fi fost ceva de natură circulatorie care să blocheze o venă importantă ce duce către creier. Nu, mi-am verificat, venele sunt super ok. Ok, sau dacă nu, să nu existe alte fracturi, fisuri ale vertebrelor sau întinderi sau rupturi ligamentare. Nu, asta... Ok, bun, sau infecții de natură osoasă sau altceva. Nu. Ok, aoleu. Te relaxezi, încearcă să te relaxezi, încearcă să ai încredere, în primul rând trebuie să ai încredere în tine și apoi în mine, stai relaxat, dacă funcționează sau... A trosnit deja doar din... I-a făcut așa!
lași. Bogdan, îți lași ție mașina. Nu vreau că e benzină. Și Ruben nu mai ține mâinile pe piept. Gata. Așa. Gata. Bun. Asta a fost la nivel cervical, deși am simțit din mișcările stânga-dreapta că există niște blocaje la nivel cervical. Da. Foarte mult este limitat așa, pe partea dreaptă e limitată rotația și în stânga, dar în dreapta expres. Acum vom coborî în zona toracală. Relaxează-te pentru că la nivel cervical e cel mai periculos. Să știți că a fost bine, adică a fost bine? Mult mai ok decât am crezut eu. Profităm de pauza asta să facem o mențiune foarte importantă. Extrem de importantă. Cristian este specialist. El okay, da? Este singurul care poate face asta, da? Nu ne facem prin casă așa ceva, mai ales copiii dacă ne urmăresc acum. E foarte periculos, da? Și nici nu, să nu încerci, că nu vreau să o faci asta. Nu, deci gata, nu pun mâna. Așa, Cristian. A fost foarte ok. Sunt ok, sunt foarte... Mă simt bine. Acum vom trece la nivel toracal. Da. O să te rog să pui mâinile să te îmbrățișezi. Da? Ridici capul. Da. Stai relaxat. Acum lasă-te greu în mâna mea. Bun. Vei trage aer. E greu de văzut ce face acolo Cristian. Expiri. Lasă-l. Relax. Vă promitem că e bine și Ruben, chiar dacă nu vedeți. Bun. Te relaxezi. Perfect. Poți să faci și din partea cealaltă același lucru să vedem. Dar de ce, Bogdan? Ca să se vadă tehnica, e foarte interesant. Nu s-a văzut la cameră. Da. Așa, ridică capul. Da. Bun, lasă capul în mâna mea, relaxează-te total. Trage aer. Și ușor afară. Bun, și te relaxezi. Nu mai trosnește. Dacă a trosnit o dată deja, nu mai trosnește imediat în secundele alea. Da. Bun, acum, la nivel toracal e foarte mare blocajul, având în vedere cifoza pe care o ai. Deci, ea e numărat 7 deja. Este o cifoscolioză, de fapt. Da? Trage aer, te rog, inspiri, expiri. Acum, la nivel cervical, vom face o elongație. Oh! Gata. Mamă, ce elongație a făcut! Asta e destinată creșterii spațiilor dintre vertebre. O să vreau să te întorci acum cu fața către mine, pe lateral. Doamne. Cum a fost elongația aia? Mulțumesc, mă simt super elongat, Doamne. Stai un pic, stai că mai am cu fața spre el. Stai, ce publicitate, nicio publicitate. Relaxează-te, îndoaie genunchiul de deasupra. Bun, stai moale. Deci, stai relaxat, stai cât poți tu de relaxat. Faci revizia completă. Da. Ia. Pune mâna asta sub cap. Care? Nu, asta da. Mai îndoaie genunchiul și încearcă să te relaxezi, n-ai ce să poți. N-am ce să fac, nu. Trage aer. Da. Și ușor afară. Acum vom lucra la nivel. A și trosnit deja din stretching, da? Deci te-am dus la limită. A mai mers încă un pic. Da? Doare? Nu. De multe ori, dacă nu ești relaxat, se poate face se poate contracta foarte mult musculatura pentru a te proteja, e un răspuns normal al creierului și de-aia apare disconfortul. Dar nu a fost disconfort. Aș vrea să te pui și pe partea cealaltă pentru a fi cum trebuie pe ambele părți. Bine. Stai să acum mă reglează, îmi face Cristian, geometria. Ne-a scris o telespectatoare de, vă rog eu mult, sunt Maria, nu-l mai lăsați pe Cristian să-l desșurubeze pe șurubel, că ne face piese. Îl înșurubăm la loc, nu-i problemă. Și aici, trage aer, te rog, și ușor afară. Perfect. Vreau să te pui pe burtă, cu fața în jos. Cum te simți? Așa, mă simt bine. Ce poziții de somn ai de obicei? Pe burtă sau pe... Așa. Exact cum nu trebuie. Nu trebuie dorm așa? Nu. Asta a fost pentru că vei pune o foarte mare presiune asupra bazinului. Asta a fost un fel bazinului. De cineva a lucrat, doamnă. Cineva a lucrat, doamnă. Cum dormi așa? Stai, cum trebuie să dormim dacă pe avem probleme cu spatele? Pe spate sau pe laterale? Bine. Nu așa, pentru că automat, uite-te, vei dormi cu capul rotit pe una dintre părți, automat vei pune o presiune asupra cervicalului. Da? Îți vei pune presiune și la nivel lombar foarte mult și asupra organelor interne, dormind cu fața în jos. Mamă, dar așa îmi place. Știu, dar nu e... Vreau acum să stai cu capul pe bărbie aici. Da? Vei pune ambele brațe aici. Vom face un stretching ușor la nivel cervical. Te relaxezi. Lasă capul moale. Bun, moale. Trage aer. Și îl vei da ușor afară. Perfect. Venim și pe partea asta.
nu te speria. Deși este incomodă poziția aici, da, stând pe bărbie, creează un ușor sau o ușoară tensiune la nivel mental, îți dai seama, și creierul va tinde să te blocheze, să te apere. Bun, da, nu forțăm, nu stai okay, relaxat acolo. Și acum o să trecem la nivel de coxofemurale, să numesc, la nivel de bazin, astfel încât să detensionăm un pic și zona sacrului. Da, da? Ăsta da, este osul sacru sau osul sacral, da, deoarece pe acest os este atașată întreaga coloană. Okay. Da? Și având în vedere că stăm foarte mult, fie pe un singur picior, fie picior peste picior, sau stăm în alte poziții vicioase, creăm un dezechilibru la nivel de bazin. Facem un felul următor. Mamă, l-a luat. Vei împinge din poziția asta, da, în sus așa, să îndoi genunchiul. Dar nu de aici, pornim din poziția inițială, de aici. Împinge tare. Moale, ar trebui să împingi mult mai tare. Și? Gata. Și ultima dată, te rog, tare. Perfect. Nu s-a, adică încă e blocat. Și aici la fel, relaxează-te un pic, încearcă să te relaxezi, moale, de să împingi, să îndoi genunchiul tare, da? Hai. Și? Perfect. Și ultima dată, te rog. Moale. Și o să încercăm și clasic, n-a funcționat, fie din N considerente, la fel, împingi în sus. Și eu m-am făcut comod aici, în cazul ceva. Și tare. Moale. Și ultima dată, te rog, tare. Gata. Foarte blocat și la nivel de bazin, da? Doamne, sunt blocat peste tot. Foarte multe tensiuni, extraordinar de multe tensiuni musculare, și aceste tensiuni musculare automat blochează și articulațiile. Da. Și blocând articulațiile, nu vei putea să ai o amplitudine foarte mare de mișcare. Cristian, dar ceva e ok la el? Cristian, da, mulțumesc frumos, stai așa un pic. Pentru cineva care are... Poți să mă dau jos? Da, da, ușor, că, ușor, pentru că s-ar putea să fie un pic amețit stând ba pe burtă, ba pe laterale, schimbând pozițiile. Mai stai un pic. Sunt bine, stau aici, mă țin de tine, așa. Pentru cineva care vrea să înceapă un tratament de genul ăsta, atât te mai întreb în încheiere, ca să știe toți cei de acasă. Cât durează până te pui pe picioare, până când începi să-ți realiniezi postura? Depinde foarte mult de cât de repede reacționează corpul, dar în linii mari există, bineînțeles, rezultate și după prima ședință. După prima ședință. Zim, zim, noi dacă suntem aici alături de tine, dacă e ceva Te doare ceva, clipește, nu, dacă te doare. Super, ok. Cristian Dăghiceanu, mulțumesc frumos, te căutăm și pe internet. Mulțumesc.